nu e cum făcea mama. O femeie măritată de curând se străduia să-i facă bărbatului mâncarea cum putea mai bine. El mânca și era mulțumit de toate, dar mămăliga nu-i plăcea și pace. Nu e cum o făcea mama, o ținea el într-una. Ea se mungea să o facă mai bună, o potrivea din sare, din fiert, o amesteca bine să nu fie în ea cocoloașă de mălai. Degeaba, el o ținea într-una. Nu e cum o făcea mama și gata. Într-o zi, lăsă ea mămăliga pe foc și se duse iute la o vecină mai bătrână care o știa pe mama bărbatului ei. Spuneți-mi, vă rog, cum făcea bătrâna mămăliga, că eu una nu intru în voie bărbatului și pace, cât mă străduiesc și tot nu mi reușește ca să îi placă. Punea un ingredient anume în mămăliga? Care e secretul? Aia începu să-i spună cum se face mămăliga, dar așa o făcea și ea. Din vorbă în vorbă, de amărâtă ce era, femeia a uitat și de mămăliga pusă pe foc acasă și de tot. Când și-a amintit că a lăsat mămăliga pe foc, a dat fuga, dar a găsit-o afumată. Tocmai atunci venea și bărbatul său de la muncă. Nu mai avea timp să facă alta, așa că nu a avut încotro, îi puse mămăliga pe masă, așa cum era afumată. El luă o gură și zise mulțumit. Ei, acum zic și eu că ai făcut o mămăligă bună, cum o făcea mama. Așa, zise în gândul ei femeia, bine că știu cum era de bună mămăliga făcută de mama ta. Și așa i-a făcut-o cât a trăit cu el, că nu era greu să o lase să se afume.